prieteni, mare păcat că mirosurile nu se transmit nici prin fibră optică, deci prin internet nici vorbă, pentru că aici e o savoare greu de descris. Cred că o să vă dați deja seama, dacă încă nu ați făcut-o, mă aflu la o brutărie, la brutăria Bardar din raionul Ialoveni. Stați să gust, eu încă n-am reușit să fac asta. E foarte bun. Aluatul fin, delicat și cartofii buni. Multă umplutură, nu se economisește aici. Vorbind despre bani, vreau să mă lămuresc astăzi ce trebuie să faci ca Uniunea Europeană să-ți ofere un cadou, 10.000 de euro, ca să-ți dezvolți afacerea într-o localitate rurală. Îmi las plăcinta aici, o termin mai târziu, o pun pe un șervețel și să trec la treabă, că n-am venit doar să mănânc, am vrut doar să mă asigur că e bun produsul înainte să povestesc despre el. Sunt ghidul vostru, Ana Smolnitski, ghidul virtual. Campania UE pentru Moldova Rurală continuă. Descoperim antreprenori curajoși care dezvoltă afaceri înfloritoare în localitățile rurale. Vedem care sunt oportunitățile atunci când ai umărul puternic al Uniunii Europene. Acum trebuie să mă îndrept spre cuptor, fiindcă avem o misiune importantă. Băgăm chiar acum în cuptor niște pâinică. Peste 15 minute, circa 16, o să avem deja pâine pufoasă și gustoasă cu dragostea de aici, din localitatea rurală Bardar. Doamnă Viorica, unde sunteți? Foc la ghete, foc la cuptor. Oh, ce fierbințeală vine de acolo, parcă e un lift. Deci teleportăm pâinica acum. Important e să vină pâinea înapoi. Eu o aștept cu mare nerăbdare. Poate o să și urmărim cum crește. Iar acum o să-l invit lângă mine pe Victor Nistorică. Este administrator aici la Brutăria Bar, dar brutărie cu o istorie de 20 de ani. Și vreau să-l întreb, Victor, cine să-ți dăruiască ție 10.000 de euro ca să-ți dezvolți afacerea într-o localitate rurală? Păi cine? UE, cine? Știu că a beneficiat brutăria de ajutorul Uniunii Europene prin programul PARE 1 plus 1. Care este istoria? Cine a accesat acest program? Și dacă aș fi eu un antreprenor mic dintr-o localitate rurală, aș vrea să știu ce acte trebuie să depun, care sunt regulile jocului, ce să fac pentru a obține acest grant. Este foarte simplu, dar nu ușor. De ce e simplu? Pentru că trebuie să ai o idee, un plan, să știi cum o să execuți acest plan și după care te pornești după bănuți. A nu se uita că e bine să ai și niște bani de-ai tăi. Pentru că, în principiu, programele de finanțare funcționează pe principiul de cofinanțare. Adică la noi niște bani erau, adică veneau de peste hotare și ne-am făcut noi calculul cam ce ar trebui de făcut și atunci am înțeles că ar mai fi nevoie de niște bani. Când zic noi, vorbesc de familia Plugaru care a fondat această afacere aici în sat Sava și Victoria Plugaru acum, la începutul anilor 2000, și care ei, cu cunoștințele și cu puterea lor, a fost primii care au gândit cum poate fi extinsă această afacere. Respectiv, acum câțiva ani, și datorită promovării locale, că s-au auzit că există fonduri, și dat fiind faptul că copiii, fiind peste hotare, știu de principiul subvenționării, mai ales în industria rurală, ca să zic așa, și atunci a apărut ideea, hai să facem să ne extindem. Pentru că ce se întâmpla până atunci, ce vedeți aici, nu era. Deci era un cuptor pe vatră pe care se făcea niște pânică. După care am zis, hai să vedem cum dezvoltăm. Respectiv, ideea era, planul s-a făcut, urma să se găsească finanțarea. Hai să subliniem un lucru. Programul PARE 1 plus 1 presupune că antreprenorul trebuie să fie un cetățean al Republicii Moldova care a muncit peste hotare și a revenit acasă pentru a investi banii câștigați acolo într-o afacere aici locală, de regulă într-o localitate rurală, sau să fie o rudă a persoanei care este plecată peste hotare, rudă de gradul 1, atenție, da? Și care este, iarăși, dezvoltă afacerea aici, în Moldova. Da. În cazul brutăriei Bardar, cine era plecat peste hotare? Cine? Ruda de gradul 1, adică copiii, în spețe, feciorul cel mai mare, Alexandru,
care a plecat de mulți ani peste hotare și care împreună cu părinții a gândit ideea să extindă această afacere. Adică, clar, s-a respectat acest principiu cu fondurile din afară de la o rudă de gradul 1. Ar fi o primă regulă, după da. Care ce ar mai fi? După care este clar să ai această, să zicem, sămânță de bani, adică partea ta de bănuți cu care vii la ca și cu o investiție. Ori în cazul nostru, a pornit exact, 10.000 de euro erau, 10.000 de euro s-au găsit. Ce s-a întâmplat pe parcurs, că gustul vine mâncând, pofta vine mâncând. Deci și aici e o afacere cu poftă. Și respectiv am extins și s-a investit chiar mai mult decât s-a planificat inițial. Ca să înțeleg, prin programul PARE 1 plus 1, ați, brutăria a accesat acei 10.000 de euro și avea alții 10.000 puși deoparte investiții exact. Proprie. Exact, și da. Mai este important să ai deja investițiile acestea făcute. Altfel zis, ție îți compensează cheltuielile, de fapt, da? Acest grant da. Cofinanțat de Uniunea Europeană. Principiul cam așa și a fost. Așa deci voi aveați deja, brutăria avea deja investiți bani și în Malaxorul, uriaș, unde da. Malaxorul este acolo. Acolo, da. Dospitoarele, exact. Așa, și cuptorul acesta. Cuptorul. Cu o capacitate mult mai mare. Deci păi dacă da. Într-o oră se făceau 30 de 40 de produse de panificație, acum acest se fac, cuptor... O să vedem. Deci aici avem peste 100 de pâini de împletite care o să fie gata acuși într-un sfert de oră. Adică vedeți că randamentul este de 3-4 ori mai mare. Și altfel zis, dacă e să vorbim mai simplu, pare 1 plus 1 va cumpăra într-un fel aceste, răscumpărat aceste utilaje. Exact, da. Care a ajutat afacerea să înflorească, exact. Să crească. Și chiar pot să zic mai mult, fiindcă poate e obișnuit sau ușor să găsești o finanțare. Ce s-a întâmplat aici a fost o finanțare cu instruire, cu consultanță. Adică am discutat, am prezentat planul de afaceri, inclusiv la construirea planului de afaceri am fost ajutați, consiliați cum ar fi să fie mai bine. Și asemenea au fost cursuri de câteva săptămâni, la care domnul Sava Plugar atunci a mers și a urmat exact o instruire despre cum să-ți construiești, cum să investești corect. Ori eu cred că asta este foarte important, să ai ideea, să o execuți, dar și după care monitorizarea a tot ce se întâmplă ulterior ca să iasă bine. Pentru că deseori se poate întâmpla că nu există o finalitate neapărat economică interesantă. Și vreau să mai menționez o chestie, fiindcă ce s-a întâmplat la fel bun atunci cu noi, deci a fost un set de utilaje, nu doar pentru ciclul de producere, dar am fost ajutat și la câteva elemente pentru tot completul afacerii. Asta însemnând un generator electric care să asigure securitatea energetică, foarte important, că dacă se oprește curentul acum, am stricat pâinea. Deci, iar în localitatea rurală se poate întâmpla, nu știu, un bandar se mai deconectează? Este o furtună, o ploaie, orice, e normal să se întâmple. Da. Și doi, am cumpărat de bani și o mașină pentru a distribui aceste produse. Pentru că până atunci se vedea doar în localitatea aici. În momentul când am achiziționat și un mijloc de transport, am putut să ieșim, să mergem mai departe decât bandar. Și asta este important. Și aici trebuie să subliniem și rolul dumneavoastră. Mă refer la extinderea, înflorirea afacerii. Da. Ați venit și cu ideea să mergeți cu pâinea, cu plăcințelele și pe la benzinării și pe la magazine alimentare. Deci să nu rămâneți aici, în localitatea rurală. Plus, ați creat noi locuri de muncă. Asta, deci, extinderea afacerii presupune și crearea este, noilor da, locuri de muncă. O să ating muncă. Ambele chestii, dar o să încep cu a doua, pentru că hai. Rolul unei afaceri într-o comunitate rurală este o simbioză între rolul economic și social. Noi avem aici membrii familiilor din Bardar. Ia uitați-vă cum muncesc, doamnele. Cele trebuie harnice, să vedem asta, cele mai harnice. Cele mai, da. Câte și angajate aveți sau angajați? Da. Deci, la momentul, până accesa PARE, erau până în 10 angajați. După ce s-a accesat și s-a extins afacerea, a crescut circa spre 15. În ultimii 2 ani afacerea a cunoscut o extindere intensă, pentru că ne-am mișcat și spre produsele semifabricate congelate și o să vă povestesc acum. La moment suntem sub 40 de angajați, adică de 2 ori mai mult decât acum 2 ani și de 4 ori mai mult decât acum 5 ani. Felicitări! Și asta înseamnă locuri de muncă, asta înseamnă stăm acasă și nu mergem peste hotare să muncim, de la 8 la 5, adică credem că oferim și un pachet de comoditate socială. Așa, despre aspectul acesta am vorbit, despre noile locuri de muncă, așa. Vorbeam despre extindere, că despre v-a venit extindere. Ideea asta să mergeți mai departe, exact. Da? Dincolo de Bardar. Dincolo de Bardar și dincolo de doar pâine, așa. Dacă pot să zic asta. Pentru că afacerea mergea, se extindea, dar am constatat, la fel, și cu idei venite din afară de peste cotare,
acest curent, acest trend de a face semifabricate congelate. Da? Care ce înseamnă că un produs, de exemplu plăcinta, este... Hai să mergem la plăcinte. Avem plăcintele acolo, da. Plăcinta, ce se întâmplă cu ea? Deci ea este produsă la noi, în cea mai mare parte, până la etapa de coacere. Și la acel moment ea este congelată la minus 30 de grade și este conservată. Și astfel ea poate trăi până la 60 de zile la moment, deci 2 luni. Și atunci, ce se întâmplă? Că benzinăria, nu orice benzinărie poate să-și permită să producă niște plăcinte acolo. Respectiv, noi le livrăm săptămânal în orice punct al țării și ele sunt coapte acolo pe măsura consumului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că într-o benzinărie, garantat, ai produs proaspăt și ai mirosul de plăcinte, ai mirosul de pânică. Congelatorul nici de cum nu-i fură proprietățile, înțeleg eu. Nu, le conservează pentru că secretul e anume în proces, da? Adică dacă noi o să luăm pur și simplu plăcintă și o să o punem acasă în congelator, noi nu o să avem acel rezultat. Fiindcă înseamnă un utilaj dedicat acolo, care o congelează în câteva minute, o duce la minus 30 de grade. Asta înseamnă se conservează proprietățile aluatului și a umpluturii. Adică ai văzut gust, ce ai gustat aici a fost plăcintă care a fost congelată anterior. Da, e foarte gustoasă. Asta. Și știu că pâinea se face cu maia pentru asta și ați avut nevoie și de un fermentator. Da, da, interior. O hrăniți, am înțeles eu, îi vorbiți cu multă dragoste, la o oră anumită. Păi da, ne întreabă întotdeauna clienții când mergem la ei, cu ce-s plăcintele? Sau care este ingredientul de bază la pâine? Este pasiunea, este dragostea, exact ce ai spus tu. Pentru că, într-adevăr, pâinea sau drojdia sau maia încălzată este un organism viu. Și dacă tu ai grijă de el, să-l crești la timp, să-l cultivi la timp, atunci ai și rezultatul pe măsură. Ori, majoritatea produselor noastre de... care sunt coapte, pâine, colace și așa mai departe, sunt produse cu ingredientul de bază, maiaua, pe care o cultivăm noi aici cu regularitate. Câte feluri de produse de panificație produceți aici? Multe, pentru că, hai să zicem... Și care este capacitatea? Câte pâini puteți să faceți în... Nu știu, zilnic. Dar câte vă trebuie? Dacă e comanda mare, pentru că faceți produse și da, la comandă. Da, avem la comandă. Mare da. Parte sunt produse la comandă. Bine, ca să zic așa, am avut zile în care am produs și 4500 de colaci pe care vedeți acolo. Mod normal, baghete se produc 1000-2000 pe zi. De plăcinte nici nu mai vorbesc. Pentru plăcinte avem o echipă dedicată care au atins și 5000 de plăcinte într-o zi. Wow! Iar și pe măsură, adică o colegă de-a noastră poate să învârtă, poate să împletească mai mult de 300, chiar și 400 de plăcinte într-o singură zi. Arătați-mi-o. Cine e? Mai târziu, că e secret, nu temi să nu ne ofure competiția. Așa și m-a gândit, că nu vreți să o arătați. Așa. Și ziceați, pâini ați zis, da? De exemplu, baghetele, care ar fi și chiar peste 100 și mai mult. Da, păi, pâinele, de exemplu, noi vedem acum un cultor cu 100 de bucăți. Da. Deci se pot produce câteva sute, chiar câteva mii în zi. Noi ce facem și cred că ce facem diferit, am încercat să balansăm cumva, fiindcă producând doar produse proaspete este un pic complicat, adică proaspete să le vinzi calde. De ce? Fiindcă pâinea trebuie consumată dimineața. Da? Deci, respectiv, ai capacitatea limitată cât poți să produci până la ora 10-11. Ce facem noi? Produsele gen colace se produc la comandă, adică când este nevoie, de obicei suntem sunați cu o săptămână, două, trei înainte, avem un registru de comenzi acolo și deja planul de producere se face în dependență de aceste comenzi. Pe când, și o inovație la noi aici, ce vedeți, baghete astea și baghete vechi și baghete mai mici pentru sandwich și chiar împletitele, se fac, se coc, se răcesc și se congelează. Asta însemnând iarăși că termenul lor este... de păstrare este conservat până la 60 de zile. Asta înseamnă că noi putem să răspundem oricând, oricărui volum de cerere, pentru că avem stoc. Deci avem un depozit în spate în care pot păstra până la 50.000 de plăcinte. Of, mă uit eu la dumneavoastră și aș spune, sau mai bine zis, vă ascult și am impresia că sunteți brutar. Dar de fapt nu prea aveți dumneavoastră treabă cu pâinea, cu aluatul, nu prea v-ați murdărit mânuțele în aluat. Mai mult au trecut prin hârtii. Hai să zic... Da, trebuie să aibă cineva și rolul de a modela hârtiile, să zicem, și cifrele. Dacă ar fi să vă zic, da, dacă m-ar fi întrebat cineva cu 2 ani, 2 ani jumate, dacă m-aș vedea într-o brutărie, ar fi fost greu de spus. Dacă v-ar vedea cineva în Moldova, ar fi fost greu de spus, Moldova, da, exact. Fiindcă erați plecat, eram în Polonia. Plecat, da, am fost plecat pentru că am muncit într-o companie multinațională și ultimul meu rol a fost exact un rol de... management în Polonia, în Varșovia, deci într-o piață foarte mare și îndepărtată
Și într-un domeniu total diferit, deci era vorba de detergenți, cutice, bere, orice, decât panificație. Așa. Și circumstanțele au făcut că am decis să mă întorc în țară și printr-o cunoștință comună am sesizat nevoie de cineva care să administreze afacerea aici. Respectiv, am venit aici, m-am îndrăgostit de acest domeniu. Știu că am înțeles mai târziu cât de multe nu știam, atunci când credeam că le știu pe toate. Învățăm în fiecare zi, fiindcă eu învăț să intru în domeniu, pe de altă parte îi provoc pe colegii mei de fiecare dată să inventăm ceva nou. Adică săptămânal avem un test de un produs nou, fie este o formă nouă de plăcintă, fie este o pânică. Ciabata am făcut săptămâna trecută, lucrăm la niște covrigei acum toți. Adică, pentru că asta credem că ne ține să ne dezvoltăm, mai ales acum în vremuri deloc ușoare, pe care pot să vă zic așa că am reușit anul trecut să avem un rezultat foarte bun în pofida intemperiilor epidemiologice, să zic așa. Vorbit despre revenirea acasă, trebuie să spun că programul pare 1 plus 1, susținut financiar de Uniunea Europeană, a adus în jur de, a susținut, a ajutat 640 de cetățeni care au fost plecați peste hotare să creadă din nou într-un viitor mai bun aici în Moldova, să creadă că pot dezvolta afaceri. Deseori aceste afaceri au un impact social major pentru întreaga comunitate. Asta se întâmplă și aici, exact, în localitatea Bardar. Eu am întâlnit o doamnă, înainte să ne întâlnim noi cu dumneavoastră, care a zis, hai să veniți să vedeți la lelele, să veniți la mine la seră. Eu muncesc acolo, cresc la lele, dar mai muncesc și aici la brutărie. Deci ați creat locuri de muncă pentru localnici. Da, pentru că încercăm, adică nu doar să bifăm un loc de muncă, afacerea a făcut să fie cererea mai mare și ne bucurăm că am întors actuali colegi care munceau fie în altă parte în oraș și cheltuiau 2-3 ore pe zi mai mult pe drum și ca și cheltuiala de drum. Și colegi care, cred eu, au ezitat și n-au mai decis să plece peste hotare pentru că au găsit un loc de muncă aici. O dată. Doi, atragem atenția și la condițiile de muncă. Adică vedeți că este luminos, este curat, se muncește după program fix, cu pauze reglate. Este un... Se aude ceva plăcut. Doctorul, e gata pâinea. Hai, continuați dumneavoastră gândul cât ne îndreptăm spre pâine. Da, a depășit așteptările mele, este chiar mult mai pufoasă decât îmi imaginam, puhăvă. Iar mirosul, vă zic eu, păcat că nu puteți să-l simțiți și voi, este amețitor. O savoare. Doamnă Viorica, aveți undă verde. Vă mulțumim foarte mult. Dacă vreți să încheiați gândul, dacă mai țineți minte la ce v-ați oprit. Da. Că vorbeam de colegii antrenați aici, cărora le oferim și condiții de muncă decente, sau poate chiar civilizate. Și avem, de exemplu, inclus și un prânz gratuit, iarăși, pentru comoditate și pentru economie. Adică, eu aș putea să povestesc multe, dar faptul că ei nu pleacă și, din contra, vin alții mai noi, înseamnă că probabil e bine aici. Bun, zic să încheiem noi turul nostru. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost o gazdă atât de primitoare. Ne-am simțit foarte bine alături de dumneavoastră. O să zic să accesați site-ul www.odim.md pentru mai multe detalii, să vedeți cum funcționează acest program PARE 1 plus 1, programul de atragere a remitențelor în economie, să vedeți care sunt condițiile, poate sunteți și voi eligibili. Eu doar o să zic acum, înainte să oprim camera, că prin acest program s-au atras investiții, deci sume de 367 milioane de lei, Doamne, dă memorie bună, ca să nu greșesc să vă zic cifra exactă. Este o sumă, deci sunt niște bani care îi fac pe antreprenorii cu afaceri mici și mijlocii să creadă din nou puterile proprii, să creadă din nou într-o viață mai bună aici acasă, îi opresc aici acasă ca să creeze, să facă lucruri mari. Urmăriți pagina Împreună Mai Puternici, pagina de Facebook, să nu ratați alte tururi virtuale prin Moldova, continuăm să colindăm țara în lung și în lat ca să descoperim antreprenori atât de curajoși, optimiști, care fac lucruri uimitoare aici acasă, care dezvoltă oportunități pentru întreaga comunitate, desigur cu susținerea Uniunii Europene, lucru pentru care mulțumim!